Vești bune pentru părinții din Ghiroda care urmează să își înscrie copiii la grădiniță. Edilul comunei Ghiroda, Ionut Stănușoiu, anunță că lucrările de extindere a grădiniței din Ghiroda avansează, iar în toamnă noile grupe de grădiniță își vor începe activitatea aici. Lucrările de extindere la grădinița din Ghiroda avansează conform graficului de execuție. Până în prezent s-au realizat demontările finisajelor și termosistemului de pe pereți și terase în zonele vizate pentru extinderea capacităților fizice ale grădiniței această săptămână, lucrările de structură prevăzute în contract au fost finalizate. Concomitent, constructorul a demarat lucrările la interiorul clădirii, pe partea de compartimentări și lucrări la tavane. În ritmul acesta, noile grupe de grădiniță își vor începe activitatea în această toamnă, transmit reprezentanții primăriei Comunei Ghiroda.